Bună tuturor, celor din zodia Pești sau care veți ascendentul sau luna în zodia Pești. Și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1 15 martie 2024. Înainte de toate, vreau să vă urez un sincer la mulți ani tuturor celor care vă să sărbătoriți ziua de naștere în intervalul acesta. Să aveți parte de liniște, de bucurie, de iubire de lucruri frumoase n-aș vrea să merg pe formula clasică să primiți tot ceea ce vă doriți neapărat dar aș merge pe formula să primiți ce sufletul vostru are nevoie Bun, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, un comment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem un 10 de monede. Uh, un foarte mare accent se va pune pe familie, pe, pe a petrece timpul uh, în preajma familiei, dar și pe stabilitate. Aici vorbim de legături stabile, sigure, poate vreți să reîmprospătați anumite legături de, nu știu, colaborare, prietenie, uh, relații de dragoste, acolo unde există foarte multă monotonie. Și vreți să lăsați în urmă o lipsă, un gol sau uh, nu știți exact cum să procedați într o anumită situație care vă surprinde într-un fel sau altul și pe voi. Poate vreți să abandonați o idee, poate vreți să mergeți către pe o cale nouă care considerați voi că vă aduce sau vă garantează succesul și reușita, dar simțiți așa ca o pierdere, ca o grijă, dacă nu este bine, dacă am de pierdut. Și văd foarte multă stabilitate și încurajare din partea unei femei, fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați, există o persoană aici care aduce mult noroc în viața voastră și vă aduce așa multă stabilitate și siguranță. În a doua săptămână avem mare preoteasă, mult mister, mult secret, intuiție foarte puternică. Văd foarte petreceți în săptămâna aceasta, poate fi o petrecere surpriză. Și văd foarte multă abundență, familie fericită, împlinire și noroc. O, o să aveți o săptămână cum nu se poate mai bună. Îmi apar multe discuții între patru ochi care vor scoate la lumină. Situații ascunse care o să aducă multă stabilitate în viața voastră, poate fi vorba și de o creștere a încrederii sau o mai bună înțelegere cu cineva din jurul vostru. Nu exclud varianta să fie și o săptămână în care fie doriți să vă mutați cu persoana iubită, fie vă mutați în altă parte, fie închegați o relație de dragoste mai mult ca niciodată, pentru că văd foarte multă implicare și foarte multă împlinire din punct de vedere emoțional și aveți un mare noroc și văd da anumite mesaje sau comunicare, o comunicare care a fost blocată sau a venit foarte greu până în momentul actual, să știți că se deblochează sau veți fi căutați în mai multe direcții, trebuie să luați o hotărâre să da, va trebui să luați și o hotărâre în săptămâna aceasta pentru a rezolva o problemă mai veche care vă sâcâie, care vă frământă, care vă stresează foarte tare. Din punct de vedere emoțional, avem eremitul, poate vezi face cu zoi de fecioară, dar se simte, se resimte aici foarte multă singurătate. Ori voi simțiți nevoia să stați deoparte, ori uh, ați vrea să ieșiți din zona aceasta și vorbim de semne de pământ, dar ta ori fecioară capricorn, intrați în contact cu o persoană, semn de pământ care aduce lucruri noi în viața voastră sau poate fi apropierea de o anumită persoană, învățați să aveți siguranță și stabilitate într-o relație de dragoste, dar tot în elementul acesta de pauză vă văd. Posibil să nu vă simțiți în cea mai bună formă sau dorință de a fi cu cineva, pentru că văd și situații care se pot întâmpla pe repede înainte, oricât ați încerca să le opriți. Um, mărturisiri, văd că cineva vă mărturisește sentimentele, o iubire secretă apare aici la voi, o iubire secretă, dar foarte profundă, deci vorbim de ceva unic. Se întâmplă ceva unic în viața voastră. Din punct de vedere profesional, avem cavalerul de bute, ori aveți de făcut foarte multe drumuri, dar poate fi și un interval în care acționați, aveți foarte multe sarcini de dus la îndeplinire, și apar schimbări în modul în care lucrați sau ați lucrat până acum pentru că mi-apar niște hotărâri. Cred că voi vreți să acționați într-o direcție care vă este benefică. Pot fi niște situații la locul de muncă în momentul actual care vă afectează și se vede așa o frică, o îndoială, multe stări negative care vă sunt create de locul de muncă și nu avem eremituri, că trageți din greu, sunteți singuri sau vă simțiți singuri în toată situația respectivă la locul de muncă, ori încercați să înțelegeți ce puteți schimba sau dacă ar fi benefic să schimbați ceva din punct de vedere profesional, cred că așteptați și o veste care se lasă cam greu. Poate vreți să schimbați domeniul de activitate sau vreți să colaborați cu cineva, stați foarte mult pe gânduri și cred că sunt anumite colaborări pe locul de muncă care nu sunt chiar atât de oneste. Pe planul financiar, chestiuni legale, în primul rând, acte, documente, pentru sume de bani va trebui să aveți răbdare, pentru că vor exista anumite piedici din cauza cuiva. Da, va trebui să dați dovadă de răbdare și să nu acționați impulsiv. Pot veni și câștiguri rapide sau pot fi situații care se vor schimba datorită unui semn de foc, verbei o săgetător, dar se vede o greutate aici la voi sunteți în așteptare, poate ați fost strădați din punct de vedere financiar, poate ați tras din greu pentru a avea o stabilitate și apar aceste povere, aceste greutăți de care vreți să scăpați sau multe discuții, poate așteptați un sprijin, dar toate eforturile, toată munca voastră va fi răsplătită, dar este o perioadă cu multe sacrificii pe planul financiar. Pe sănătate, Vă sunteți preocupați, în primul rând, de partea emoțională sau vreți să faceți o schimbare în modul în care percepeți anumite probleme de sănătate și văd un, ori faceți o cură, ori luați un tratament sau poate este nevoie de mai multă hidratare în perioada următoare sau veți face niște analize în legătură cu rinichii. Provocarea vine cu temperanța, poate veți de face cu Zodia Săgetător, avem și Zodia leu. Aici vorbim despre faptul că trebuie să aduceți două energii, două situații în echilibru. Voi veți avea parte de succes, de împlinire, dar cu foarte multă trudă. Aici este provocare pentru că tot ceea ce veți obține în perioada următoare nu vine pe cale ușoară și va trebui să vă mențineți calmul, pentru a putea rezolva fiecare situație în parte. Și aici tare mică vorbim și despre o mutare sau veți mai fi provocați în casa voastră sau vă vor stresa anumite discuții sau lipsa de comunicare cu anumite persoane vă poate stresa destul de mult. Iar surpriza vine cu valetul de bute. Poate veți face cu o persoană mai tânără în semn de foc, berbecleu săgetător. Avem și un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Se înferi pe o nouă poveste de dragoste. Începeți să interacționați mai mult cu o anumită persoană care vă împărtășește sentimentele sau fie vă îndrăgostiți, fie există o persoană care este foarte îndrăgostită de voi. Aici poate să fie vorba și de o împăcare. Uh, mai poate fi vorba și de un ajutor divin care vă ajută să încheiați un ciclu, un capitol din viața voastră. Uh, orice e ce veți începe sau lucrurile de început care pot aduce o transformare, bine, aduc o oarecare greutate sau sunteți vizați pe succesul acesta pe care îl aveți, mai ales pe muncă, dar sunteți cu inima deschisă sau aveți un ajutor real. Uh, apare foarte multă iubire pentru voi în perioada următoare călătorii, lucruri pe care le simțiți în comun cu anumite persoane cu care interacționați. Se vede și progresul în legătură cu partea profesională și financiară, dar și în anumite legături de prietenie, colaborare, interacțiune și așa mai departe apar și niște rezolvări legale la unii dintre voi și foarte posibil să luați și o pauză, mai ales acolo unde simțiți că nu se mai poate sau munciți foarte, foarte mult. Dar văd și noi acțiuni, noi, noi direcții pe care le veți urma și vor fi foarte benefice sau -o, o să vă aduc o, o stare nouă. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!